Suntem pe coasta flamandă, pe la mijlocul veacului trecut. Jean Condut, un marinar de vreo 60 de ani, încă în putere și cu înfățișare simpatică, după ce comandase ani îndelungați corăbile unui armator, izbutise să construiască pe cheltuiala sa vasul cutezătorul. Corabia plecase în apele nordului de câtva timp, sub comanda fiului său Ludovic, un tânăr îndrăgostit de nepoata lui Condut, Marie, fata care îl aștepta acum să se întoarcă pentru a se căsători. De altfel, tot orașul adunat în port așteaptă întoarcerea cutezătorului. Ești gata, draga mea? Da, unchiule, gata. Ce bine ți stă rochia asta albă de mireasă. Ce fericit are să fie Ludovic văzându-te atât de frumoasă. Să mergem, draga mea. Toți prietenii noștri se îndreaptă spre port. Da. Vom face nunta chiar pe vas. Vântul bate dinspre nord și cutezătorul lunecă ușor cu toate pânzele întinse. Trebuie să ajungem în port înaintea lui. Dar lăutarii au venit? De bună seamă. Mergem cu toții, doi câte doi, cu lăutarii în frunte. Ia-te, uite ce frumos cu Arpegio. Se întoarce Ludovic Ornbuț, iar raiul lui de mântă. Nu mai spune, haidem și noi cu el. Da, haidem, mergem. Venim. Ce frumos înaintează cutezătorul cu toate pânzele întinse. Marea e spumată de vânt. Probabil că și Ludovic e tot atât de nerăbdător ca și noi. Și soarele parcă ia parte la sărbătoarea noastră, unchiule. Marie, dragă, privește prin binoclul meu să vezi ce curat și îngrijit e vasul. Da. N-are nicio stricăciune și nicio parâbă lipsă. L-ai zărit și pe Ludovic? Nu, nu se vede de aici, Clerbo. Nici eu nu-l văd. Trebuie să fie la postul de comandă. Dar de ce nu se înalță pavilionul? Probabil că are el un motiv. Dă-mi, te rog, binoclul. E, vreau să-l văd pe Ludovic, unchiule. Nu l-am zărit încă. Da, eu trebuie să-l văd întâi. E fiul meu. E fiul dumitale de 30 de ani, dar mie logotnic numai de 2. Dacă nu mă înșel, uite-l pe comandantul secund, Andrei Vaslan. Da! Da, și celălalt e Fidel Mizon, bulgherul. Uite și pe bunul meu prieten, Penelan. Ce om admirabil. Dar unde o fi Ludovic? Nu pricep, de ce nu o fi apărând? Uitați-vă, se înalță pavilionul. Pavilionul negru. E un doliu de bord, dar cine o fi oare? De ce nu apare Ludovic? Să mergem pe bord, prieteni, să mergem pe bord. Să mergem, unchiule. Aleșinat! Vaslan, unde e Ludovic? Nu e pe bord. Dar ce s-a întâmplat? Vă voi povesti totul acasă. La 26 aprilie, în dreptul curentului Maelstrom, pe când vasul se lupta cu o furtună puternică dinspre sud-est, am observat o goeletă purtată de vânt care lansa semnalul de alarmă. Cu catargul și pânzele rupte, era împinsă cu repeziciune spre vârtej. Desigur, Ludovic s-a hotărât să-i ajute. Da. Echipajul totuși s-a opus, dar cartoașii și Piernuche se îmbarcară cu el pe o șalupă. Și atunci? Era ceață. Marea era din ce în ce mai furioasă. Le-ați putut urmări? Cutezătorul era în primejdie. Putea fi atras de curent și mânat spre Maelstrom, care ar fi putut să-l înghită. Ați urjit atunci cu vântul în spate. Nu puteam face altfel. Și pe Ludovic, nu l-ați mai căutat? Ba da, ba da, a doua zi. Marea se liniștise. Am cutreierat împrejurimile. Nici urmă de șalupă sau de goiuletă. Atunci am fost nevoit să iau eu comanda și să aduc vasul în port. Și crezi că fiul meu... Cred că a fost înghițit de Maelstrom împreună cu ceilalți. Ești sigur că ai făcut tot ce era omenește posibil ca să-l găsești? Tot ce se putea face. Ai fi de acord să rămâi comandantul secund al vasului? Asta depinde de cine va fi capitan. Eu voi prelua comanda. Vreau să pornesc în căutarea lui Ludovic. Bine, dar... Bine, dar fiul dumitale e mort. Nu sunt atât de sigur ca dumneata. Trebuie să cercetez mai întâi toate locurile unde ar fi putut fi mânat de curent. Dacă nici atunci nu-l voi găsi, da, dar trebuie să-l găsesc. Nici eu nu pot crede că Ludovic e mort. Așadar s-a hotărât? Plecați? Da, prietene Clerbo. Echipajul a fost de acord să întreprindem această călătorie pentru a-l regăsi pe Ludovic.
Penelan va fi cărmaci în locul lui Pierre Nuche, dispărut și el. Ceilalți toți sunt mateluți încercați și curajoși. Numai Andrei Vaslan nu mi-a dat încă răspunsul. Alpic. Da? Tu ești prietenul meu. Dacă vă dați nevoastră, știți bine că vă puteți încrede în mine. Veniți cu noi, nu-i așa? Mm-hmm. Eu am primit pentru că n-aveam motiv, deși s-o cot expediția asta drept o nebunie. Ca și dumneavoastră. Totuși voi veni cu voi. Pe Ludovic nu-l putem găsi, iar bătrânul Corumbiut nu va putea rezista până la sfârșit. Prea multe primejdine vor pândi la tot pasul. Și atunci, cine ar putea lua comanda? Ați putea pieri cu toții și s-ar pierde și vasul. Păi numai dumneavoastră puteți lua comanda. Trebuie să le punem bețe în roate cât mai des și mai mult posibil. Și când eu voi fi comandant, vei fi mâna mea dreaptă. Nu mă îndoiesc, capitane Vaslan. Sunt omul dumneavoastră. Spune-mi, te rog, Penelon, unchiul Jean câți ani are? 60 bătuți pe muche. Are voinic ca un stejar. Are muș de oțel și apoi dragostea pentru fiul său îi dă puteri înzecite. De acord, dar nu numai lui, dragul meu Penelon. Vor fi mari greutăți de înfruntat, Marie. Ne aruncăm într-o aventură primejdioasă și cine știe ce ni se poate întâmpla. Câți marinari nu și-au pierdut viața în apele acelea blestemate? Credeam că ai să mă înțelegi, Penelo. Dacă îmi refuz sprijinul dumitale, înseamnă că nu vrei să mă înțelegi. Și asta e mai grav. Nu ții deloc la mine? Cum pot spune una ca asta? Eu care te știu de când erai mititică. Bună seara, dragii mei. Vaslan a acceptat să-mi fie secund. Mâine 22 mai, în zori, ridicăm ancora. Dragă Marie, e ultima seară pe care o mai petrecem împreună. Unchiule! Nu, nu-ți pierde firea, copila mea. Îți voi aduce înapoi logotnicul și mie fiul. Tu aici, Marie? Crezi că numai tatăl are dreptul să-și caute fiul? Nu și soția bărbatului? Bine, dar cine știe unde vom fi târâți? În ținuturile astea înghețate, în bezna polară. Nimic nu mă sperie, voi fi tare. Voi ști să îndur totul la fel cu ceilalți. Nu uita că sunt dintr-o familie de marinari. Numai Penelan a putut să te ajute să ajungi pe vas. Exact, și tot el mi-a îngheiat și o cabină foarte confortabilă. După un scurt popas în insulele Feroe, unde nimeni nu știa de soarta naufragiaților, iată-i ajunși într-un port de pe coasta Norvegiei. Cu un aer triumfător, Jean Cornbutte își adună tot echipajul în jurul său. O veste bună, dragii mei! Iată și mi-am mânat autoritățile norvegiene. Sticla asta a fost adusă de valuri la țărm. În ea s-a găsit acest document. La 26 aprilie, după ce am fost acostați de șalupa bricului cutezătorul, am fost mânați de curent spre mările înghețate. Prin urmare, la 26 aprilie trăiau. 26 aprilie, azi suntem în 30 iunie. Cine știe ce s-a mai întâmplat de atunci? Nu trebuie să ne pierdem vremea. Trebuie să ne pregătim și noi și vasul să înfruntăm ghețurile. Pornim mai departe în căutarea lor. S-a lăsat frigul. 9 grade sub 0, frate Gradlan. Dacă umblă ghețarii pe lângă noi, Penelan a spus totuși să nu ne îmbrăcăm încă cu haine de lân. Da. Nu trebuie să ne obișnuim așa. Ce da. Că frigul ăsta e nimica toată pe lângă ce o să avem de îndurat, dragă miză. Păi de-aia ne-am și împărțit în două carturi și nu facem de gardă decât câte 2 ore în loc de 4, cum e cartul de 8. Vezi bine și apoi trebuie să fim cu ochii în 4. Să nu ne cioclim de ghețari. Cât timp suntem noi trei, Mizon, Jervic și cu mine? Sunt sigur că treburile vor merge strună. Nu mai face-te pe grozavul Gradlan.
că și ceilalți trei, Penelan, Andrei Vaslan și Opic, sunt oameni de nădejde. Așa e. Începe să se lumineze de ziua. Ia vezi câte ceasă mizon. Pe mine mă cam ia cu somn și... E 8. Cartul nostru s-a terminat. Uite că vin ceilalți în schimb. Uite, e și Marie cu ei. Și comandantul. Haide-mi la culcare. Cât o să zărim pământul, unchiule? În 2 sau cel mult 3 zile, Marie. Oare vom putea da de urmele lui Ludovic? Poate, dacă nu cumva vasul lor a fost dus de vânturi mult mai departe, spre nord. Și sfărâmat în mii de bucăți de vreun ghețar. S-au prins între doi munți de gheață. Poate că au reușit să se salveze și să ajungă pe pământ. Nu trebuie să pierdem speranța. Uitați-vă, se zărește pământul! Da, de unde? Nu, copila mea, nu, nu, nu. Sunt munți de gheață. De gheață? Dacă ne-ar prinde între ei, ne-ar sparge ca pe o sticlă. Penelan și Vaslan, da? Vegheați la cârmă. Ce mulți ghețari s-au ivit deodată și ce mari sunt. Ce repede se lasă ceasa. Nu mai pot stabili bine direcția vasului. Munții de gheață se mișcă atât de repede, în toate sensurile. Ne înconjoară din toate părțile. Opic, da? Du-te și cheamă și pe ceilalți. Trebuie să apărăm vasul împingând ghețarii cu crângele de fier. Dați-mi și mie o cange, am și eu putere. Bravo, Marie! Întoarce-ți verga cea mare cu totul. Nimic nu trebuie să ne pășească margine vasului. În ce strâmbtoare ne aflăm? Ce repede se lasă întuneric. Izbiți vârtos cu cângile. Sprijiniți-vă cu toată puterea în ele. Să îndepărtați ghețarii de vas. Dacă scăpăm cu viața, avem mare noroc. Norocul e în mâinile noastre. Dacă suntem destoinici, vom scăpa. Scăpăm de una și dăm peste alta. Cine știe ce ne mai așteaptă? A, nu vă descurajați. Ghețarii sunt doar o forță oarbă. Oarbă, oarbă. Ne-ai auzit peste noi. Dar ce forță! Dacă suntem uniți, nicio forță nu ne poate învinge. Hai, lăsați vorba și fiți atenți. Priviți! Priviți! Un munte de gheață vine din strâmbtoare drept în fața noastră. Și nu avem cum să locolim, n-avem loc. Depânești cârma pe nelal. Nu, capitale, cârma nu mai funcționează. Ce ne facem? Ne-am dus pe copcă. Bine! Bine! Să fugim la fumă! Nu fugiți degeaba! Dacă ne ciocnim de tot una. Ce e asta? Hai, ce s-a întâmplat? Unde-i muntele de gheață? Nu se mai vede. Nu se mai... E o minune. Nu-i nicio minune. E un fenomen foarte obișnuit. Fenomen? Aici unde ne aflăm, apa e destul de caldă. Când marea a ajuns să topească prea mult din partea ghețarului aflată sub apă, partea de deasupra, lipsită de baza suficientă, se răstoarnă. Norocul e că s-a răsturnat la 100 metri de noi și nu peste noi. Priviți! Valurile au împrăștiat ghețarii! Avem calea liberă în fața noastră! Irlanda ne așteaptă! Drept spre capul Bristol acum! Spre insula Liverpool! Curtul popas făcut în această insulă le-a fost deosebit de folositor. Au aflat că 3 luni mai înainte, un vas fusese târât spre nord și aceasta le-a întărit speranțele. Apoi s-au aprovizionat cu îmbrăcăminte pentru iarnă și au cumpărat câini pentru a-i hăma la sânii. Au împușcat păsări de apă pentru hrană proaspătă. Toate aceste pregătiri erau pentru a asigura reușita expediției de regăsire a lui Ludovic. După ce au străbătut timp de aproape o lună mările nordului, și după ce adesea au trebuit să taie cu ferestraele sau să arunce în aer cu praf de pușcă bancurile de gheață, au ajuns la 12 septembrie pe întinsurile albe să exploreze locul unde aveau de gând să iarneze. Degeaba am umblat 2 zile pe gerul ăsta. Nu avem cum aduce vasul la adăpost. Nu este posibil să aruncăm în aer atâta cantitate de gheață. Capitane, ce pe nealam? Iată locul unde ne-am culcat azi noapte, când a nins peste noi de ne-a acoperit cu totul. Uite, se văd și urmele trupurilor noastre în zăpadă. Da. Să ne culcăm tot aici. Da. Vânat avem, îl frigem la iuțeală. Ne încălzim la foc, bem niște rachiu și, bine înveliți, rezistăm gerului și noaptea asta. Zici și făcut turchei, dragă. La lucru, la lucru cu toate. Hai.
dimineața, un pic. Dimineața. Bună dimineața, Gratlan. Bună dimineața, domnule capitan Secund. A furisită iarnă. Da, da. Ce-om fi căutând noi prin pustietățile astea? Nu știați unde mergem înainte de a pleca, domnule locotenent? Ba da, Turchie. La început am crezut și eu că e posibil să-l găsim înainte de iarnă, dar acum... Da, da, domnul locotenent are dreptate. Cine știe cine mai așteaptă? O să ne lăsăm oasele pe aici. De ce să ne lăsăm oasele pe aici? Oasul l-am pregătit pentru înnat într-un loc potrivit. Avem de toate. Mâncare și băutură, lemne și cărbuni, haine de blană, bem ceai cald, cafea fierbinte. Nu ne obosim prea mult muncind. Da, și murim cu încetul. Da, încet, dar sigur. De murit sigur că toți o să murim odată și odată. Unii mor de frică înainte de bătălie și alții se întorc din bătălie teferi. Bă, plâng dacă v-ați pierdut curajul. Sunt gata să vă dau și vouă din el. Dar să mi-l luați tot, nu sunteți în stare. S-a adunat toată lumea, capitane. Puteți începe. Dragii mei, v-am strâns pe toți la olaltă ca să chibzuim împreună ce ne rămâne de făcut. Avem tot ce ne trebuie ca să înfruntăm iarna și să o trecem cu bine ancorați în acest golf. Dar suntem abia în 20 septembrie. Nu putem sta degeaba 6 sau 7 luni. Înțeles că nu. Desigur că nu. După cum vedeți, coasta de răsărit a Groenlandei înaintează perpendicular spre nord. În tot spațiul de 500 de leghe între ea și Spitzberg e o singură insulă, insula Shannon, la 100 de mile spre nord de golful unde ne aflăm acum. După toate probabilitățile, goeleta norvegiană a fost târâtă în această direcție. Și dacă au putut ajunge la insulă, acolo trebuie să-și fi înghebat ei un adăpost pentru iarnă. Dacă au putut ajunge acolo... Aici întrebarea. Răspunsul e foarte problematic. Ei bine, ei bine, pentru asta vom merge la fața locului. Cum? 100 de mile departe de vas? Avem sări și câini buni, provizii din belșug. Și apoi nu e nevoie să meargă toată lumea. Trebuie să rămâie și cineva pe vas. Cine nu vrea, nu merge. Dar noi trebuie să facem această ultimă încercare. Și dacă și ea dă greș? Da. Atunci vom fi nevoi să ne întoarcem. Dar până atunci nu avem voie să ne lăsăm descurajați. Vă închipuiți ce deznădăjduiți trebuie să fie pieții naufragiați. Dacă mai sunt în viață. Da, bineînțeles. Da, da. Pentru că altfel sunt liniștiți de tot. El are dreptate însă să se teamă. Ne așteaptă gerul cumplit ce va bântui în lunile ce vin. De aceea și trebuie să ne grăbim dacă vrem să-i mai găsim în viață. Tu, Mizon, vei mai construi o sanie la fel cu aceea cumpărată în Norvegia, dar o vei face acoperită și închisă. În ea vom adăposti pe scumpa noastră Marie. Caravana a plecat la 23 octombrie în explorarea întinderilor albe. Turchet, Gradlen și Jervic au rămas să păzească vasul. Pe la 1 noiembrie, a 10-a zi de la plecare, săniile străbătuseră vreo 50 de leghe și se aflau acum din nou în popas. Bine ai făcut, frate Mison, că ai făcut coliba asta mai încăpătoare. Numai cortul nu ajungea. De data asta trebuie să ne odihnim câteva zile, dragă Opic. Cum vă mai simțiți? Ochii vă sunt teribil de roșii la tot. Ne ard rău de tot. Eu aproape că nu mai văd. Furisita asta de lună sclipește atât de orbitor pe câmpia de gheață. Și ați văzut ce curios fenomen de refracție. Mergând, ți se pare că vei pune piciorul pe o movilă. Și când coli o groapă. De ce v-am spus eu să pipăiți întâi solul cu bastonul de fier? Mă simt tare rușinată că eu călătoresc în sanie, în baraca mea închisă. La adăpost și de grop și de sclipirile orbitoare ale ghețurilor în bătaia lumii. Nu trebuie să te simți rușinată de fel. Altfel n-ai fi putut rezista. Noi de-abia mai putem. În schimb, eu n-am nimic. Nu sufăr nici de ochi, nici de oboseală. Parcă aș fi călătorit și eu în cabină închisă. Ești un om tare, dumneata locotenente. Un om și jumătate. Asta că și dumneata, o pic, te ții destul de bine. Numai curajul pare mi se ția cam pierit, a? Nu-i așa? Nici de cum. Nu e prima dată când ne lovim de greutăți. În meseria noastră de marinar ne-am întâlnit cu multe. Nu-i așa, dragii mei? Ia luați mai bine de aici. Gustați din zeama de lămâie. Lichid dătător de viață, leac minunat contra scorbutului care ne pândește. Da, ce bună e. Ia și o bucățică de zahăr. Mulțumesc. Cât credeți că o să stăm aici? Dragă Fenelan,
Eu aș zice să plecăm la 5 noiembrie, peste 4 zile. Întâi să ne odihnim bine și să ne lecuim ochii. Trebuie să îngropăm din nou câteva provizii, cum am făcut mereu. Să nu le cărăm degeaba cu noi. Le găsim la întoarcere. Putem rămâne foarte bine. Coliba e mai spațioasă și mai solidă decât cele de până acum. Blocurile de gheață sunt mai mari decât oricând. M-am deșelat cărând la ele, tari și grele ca piatra. Mai bine am rămâne aici să iernăm. Avem cu ce trăi până la primăvară. Rămânând pe loc nu ne mai obosim atâta și vom consuma mai puțin. Poate adesea înlocui mâncarea și somnul nu costă nimic. Ca să dorm trebuie să fii liniștit. Eu una n-aș putea dormi. Tot cu gândul la Ludovic. Lasă, că la primăvară mergem să-l găsim. Și dacă-l găsim mort sau pe moarte, cu neputință de a mai fi readus la viață, la ce au mai folosit atunci toată truda și sforțările noastre? Firește, dumneata nu-l iubești pe Ludovic așa cum-l iubesc eu. Totuși cred că mă înțelegi, nu? Bună dimineața, capitane. Să vedem cât e de bună. Vântul nu se mai aude. Intrarea e blocată. Viscolul la troieni zăpada în fața ușii. Încearcă cu vasul de fier. Da. E înghețată tare. Un ghețar jos de câteva picioare. Ia, hai să ne plătim cu el. Poate l-am prins din loc. Hai. De unde? Suntem îngropați pe vizul. Să nu o trezim pe Marie. Ce-i cu fumul ăsta? Coșul i-a supat de gheață. Trebuie să demontăm sova. Stinge cărbunii, Mizou. Pune zăpada pe fie. Fumul ăsta e groaznic. Te strânge de gât. Ne așteaptă o moarte îngrozitoare. O pic. S-a trezit Marie. Ați făcut prea mult foc? Sau vântul a întors fumul înapoi? Da, asta e. Vântul îl întoarce înapoi. Da, făcusem prea mult foc. L-am stins acum. De mult nu mi-a mai fost atât de cald. Marie, dragă. Da. Vrei să ne prepar tu cafeaua? Uite aici mașina de spirit. Da, unchiule, vă servesc îndată. Suntem îngropați la vreo 10 picioare sub zăpadă. Îngropați? Da, copila mea. Dar vom găsi noi un mijloc de scăpare. Să încercăm cu bastonul înroșit la flacăra de spirit. Gros! E mult prea gros stratul de zăpadă înghețată. Puneți mâna pe topor și cântăcoare. Nu vom reuși niciodată, să vom reuși prea târziu. E obositor. Da. Faceți repede o groapă unde să se curgă apa. Așa. Plimbă placăra pe nelan. Apa, măută loarcă. Vom face cu schimbul. Risipiți spiritul degeaba. Nu vom mai rămâne nici pentru făcut mâncare, pentru cât vom mai trăi. Nici de aleguri n-o să mai avem în curând. Așa, dar ce e asta? Cred că s-a terminat uleiul din lampă. Ia bricheta mea și aprinde lampa de scurt. Da. Ce ai făcut? M-am poplit cu capul de tavan. Ceea ce înseamnă că... Da, s-a lăsat tavanul, comandante. Ieri se putea sta bine în picioare. Da. E multă zăpadă deasupra noastră. Să ne reluăm lucrul repede. Trebuie să ieșim de aici. Nu putem lăsa pe Marie să moară atât de stupid. Și nici noi nu trebuie să murim. Să mai încercăm cu bastonul de fier înroșit în foc. Da. Bine, bine. A ieșit! Nu mai întind din rezistență! Să ne obțin sfărtura! Hai, curioasă, închis! Să ieșim! Ce lună frumoasă! După stele, constat că am fost târât spre nord-est. Ce tare strălucesc stelele! Că am fost târât n-ar fi nimica! Dacă sânile ne-ar fi urmat și ele, da. Nici sânii, nici câini nu mai avem, trebuie să fi pierit în furtună. Ei, dar unde se duce Vaslan? Vaslan! A, da, uite-l, s-a urcat pe dâmbul format de fosta colibă. La ce se uite oare? Vine spre noi! Ce ai văzut, Vaslan? De ce ești atât de palid la față? Nimic, ce să văd, ce se pare, ce? Hai să plecăm cât mai repede de aici, să nu înghețăm cu toții. Să părăsim locurile astea blestemate, unde n-ar fi trebuit să venim niciodată. Ciudată purtare, mă duc să mă urc pe dâmb.
Vreau să văd de ce s-a speriat Vaslan. Da, da, urcă-te repede. Da. Ei, Fenelan, ce? Cum? Ce? Se vede și cum? Unde? Deci sunt acolo oameni care au făcut foc? Ei sunt sigură. E, vreau să nu fie o simplă iluzie optică. Ce? În orice caz să mergem într-acolo. Haideți, frumosii! Haideți, nu ne batem de linia dreaptă. Da, capitan. Fenelan Soia înainte. Da. Vaslen la 20 de pași în urma lui. Eu la 20 de pași în urma lui Vaslen. În felul ăsta, eu voi putea controla dacă Fenelan s-a îndepărtat sau nu de linia dreaptă. N-ați auzit nimic? Nu, nimic. Ciudat. Mi s-a părut că strigătele veneau de acolo. Strigăte? Asta da. Înseamnă că suntem foarte aproape de țintă. Da, de unde? La latitudinea asta și pe gerul ăsta, sunetul străbat de distanțe extraordinar de mare. În orice caz să mergem de aici. Stați! Stați! Am auzit un strigăt într-acolo. După mine! Aici! Ia, ia te uite, unul din naufragiați, aici în zăpadă, aici. Și marinarul își doar plată pe vitezătorul. Săranul, a murit de frig, e înghețat. Înainte! În ce stare ar fi ceilalți? Uite și fumul! Uite, vine și capita! Înainte, să mergem înainte! Iată coliba! Uite-te, Pierre Luche! Nici nu-i vine să creadă! Se întoarce în coliba să înștiințeze pe ceilalți! Repede! Repede! Să ajungem cât mai repede! Ludovic! Ce face? Băiatul, da! Ludovic, dragul meu! Am insinuat! Ce faie! Plecați-l cu zăpadă! Lăsați! Oare nu visez? Voi sunteți dragii mei. Bine că v-am putut vedea înainte de a muri. Nu vei muri, fiule. Te vom îngriji. Sunt sigură că te vei întrema curând. Ai să vezi. De când ați intrat toți în colibă, s-a încălzit încăperea. Dar ia spune, dragă, nu te... Da. Cine sunt cei doi de acolo, din colț? Sunt singurii marinari norvegieni din echipajul de pe Frărn care au supraviețuit. Nu credeam să puteți veni până aici. Pierdusem orice speranță de a mă putea întoarce în țară, de a vă revedea. Am trecut prin multe, dar dacă te-am găsit, suntem răsplătiți. Cutezătorul i-a ancorat la 60 de lei de aici. O să-l regăsim cu toții. Și o să se mai bucure Cartroa când s-o întoarce. Cartroa? Săracul de el. De ce săracul? Nu se mai întoarce. Cum? De ce? L-am găsit în zăpadă. Înghețat. Bietul Cartroa. Spune, Ludovic, spune cum a fost. Am fost târâți de curând între înghețuri. Corabia Frărn s-a sfârmat. Când am văzut că nu mai era nimic de făcut, ne-am pregătit de iarnat. Din resturile corăbii am făcut colibasta și tot din ea ardem și acum lemn în foc. Vom aștepta dezghețul și apoi ne vom întoarce. Dar acum să mâncăm ceva și să ne culcăm. Suntem cu toții obosiți. Pe la 17 noiembrie, frigul scăzu și început să ningă. Din scândurile cabanei construiră o sanie pentru provizii și porniră spre corabie. După aproape o lună de mers, erau din nou lângă cutezătorul. Ia, ia uitați-vă la vasul nostru cum s-a înălțat! Vietele aglomerate sub el vrând să se ridice la suprafață cu forța lor uriașă l-au ridicat. Da. Priviți! Priviți pe tovarășii noștri cum se grăbesc să ne întâmpină! Bine, pe serviciu! Bine, pe serviciu! Oh,
Bine v-am găsit, dragii mei. Ce bine îmi pare că te văd. Trebuie să fi îndurat mult. Acum sunt bine. Dar era că pe ce să mă duc pe cor. Apoi nici pentru noi n-a fost prea ușor. Să știți ce s-a întâmplat. Păi dar nu știți, magazia de alimente construită pe coastă a fost distrusă de furtuni. Și n-ați mai putut salva nimic? Nenorocire mare. Noroc că am găsit noi sania voastră în oape de furtuni. Și câinii. De cum de-ați găsit? Câinii și-au rost hamurile de foame. Desigur că ar fi fugit dacă nu descopereau alimentele din sanie. Asta i-a reținut. Ne-au mai rămas totuși câteva provizii. Acum trebuie să raționalizăm mâncarea. Dezghețul începe abia în mai. Mai avem deci de trecut 5 luni de iarnă în țara ghețurilor. Suntem 14 guri. Rația trebuie redusă la jumătate. Ca să morim de foame? Nu. Vom vâna în fiecare zi, neapărat. Da. Mari, draga mea, iată-ne în sfârșit împreună, pe corabia noastră. Abia aștept să ajungem pe uscat, să facem nunta. Bine că te-ai întrebat, Ludovic. Oare le vom duce pe toate la bun sfârșit? Nu fi îngrijorată, draga mea. Știu la ce te gândești. Andrei Vaslan are o purtare ciudată. Cei doi norvegieni și Opic uneltesc cu el împreună. Sunt regi. Ei sunt 4 și noi 10. A, fi prudent, dragul meu. Nu-i întărâta. Cea mai mică slăbiciune ne poate pierde, draga mea. Ce-i grad la... Dar am venit să vă raportez că cei doi norvegieni au pus mâna pe o ladă cu pește săraci, au dosit-o. Trebuie să o dea în drept numai decât. Fii cu băgare de seamă, Ludovic. Da. Nu-ți fie teamă. Haide. Da. Ia-i țăpatul lor, domnule comandant. Se vede din partea asta. Dar veniți seama, Ludovic, și-au scos cuțitele. Copii, băieți, dezarmați-o! Bravo, băieți. Acum haide, luați lada. Andrei Vaslan, vreau să spun două vorbe. Ascult! Ai făcut bine că n-ai intervenit. Dar fii cu băgare de seamă. Îți cunosc sentimentele și uneltirile. Te previn că la prima încălcare a disciplinii te voi pedepsi fără miră. Ludovic Corbut, e ușor să faci pe grozavul, dar află că acolo unde domnește legea celui mai tare nu mai există ierarhie. Totuși, mesele se luau în comun și la aceeași oră. Vânătorii aduceau câțiva ptarmigan și iepuri albi. De la 22 decembrie, gerul deveni aspru și coborâ la 35 de grade sub zero. Se mă dor urechile. Nasul. M-a prins un fel de toropeală. Nu mai echip de vânat de două zile încoace. Și vânatul se ascunde pe gerul ăsta. Ce e mai rău e că bătrânul Cornbit a căzut bolnav. Oare să fie scorbutul? Da. I-au ieșit niște pete alburite, picioarele umflate. Și îl doare tot trupul. Beata Marie, îl îngrijește zi și noapte. Frumos ne mai petrecem anul nou. Zgribuliți și băgați unul într-altul în jurul sobii, abia călduțe. Nu mai avem cărbun deloc? Niciun fir, domnule comandant. Numai câteva lemne. Trebuie să mai punem ceva pe foc. Tot ce mai putem lua din corabia noastră fără să o primejduim ar fi despărțiturile cabinilor și tot ce e lemnărie afară de catarze. Da. Le punem pe toate pe foc. Noi să ajungem tefer. Corabia o vom reface când vom putea. Păcat că s-au îmbolnăvit și Gravelin și Jervic. Noroc că avem lămâi din belșug. Altfel ar fi pierdut și tata și ei. Hai, să ne luăm topoarele, să mai facem rost de lemne. Hai. Domnule comandant, ce e, Penelon? Ce s-a întâmplat? Nenorocire mare. Vă duceți aminte ce vorbeam noi doi acum două zile, că avem suc de lămâie din belșug? Bineînțeles, și? În timpul nopții cămara a fost spartă și lada cea mare nu e nicăieri. Și era cea din urmă. Nemernici. Ce ne facem, Ludovic? Tatăl tău se simte din ce în ce mai rău. Nu mai am niciun strop de lămâie. Aproape toți oamenii noștri au căzut la pat. Dar cei patru sunt teferi pentru că lămâile sunt la ei. Știu.
unul din ei se apropie de noi. Vaslea, poți să-mi spui unde sunt lămâile? În cămară, unde vrei să fie? Știi bine că nu mai sunt acolo, deoarece le-ai furat. Dumneata, poți să spui ce-ți place. Bătrânule, pe moarte, Andrei, îndură-te și dă-ne măcar atât cât să-l putem salva. Fie-ți mă. Nu răspunzi nimic? N-am nimic de răspuns. Ticălosule! Săriți, prieteni! Andrei Vaslin, dacă tatăl meu moare, va fi din vina ta. Și atunci te ucid fără milă! Opic, da? Opic, și voi, Jockey și Herming, da. Ia veniți mai aproape. Da, că vedeți, Vaslin. Bătrânul e pe moarte. Totuși, ier Ludovic care reuși să smulgă lămâie. Da, mă pregăteam să o tai, dar înainte de a scoate briceacul, s-a repezit la mine ca o panteră și mi-a luat-o. E, asta l-a mai întrebat pentru ieri, dar azi e din nou foarte rău. Nu mai rezistă mult, scăpăm de el. Roger Vic, Grădlan și Pierre Nuchet nu stau nici ei prea bine. Toți slăbesc pe zi ce trece. Viața lor e în mâinile noastre și noi n-avem ce face cu ea. Nu ne trebuie. Domnule comandant, dacă mai așteptăm mult, nu vom mai fi în stare să ne luptăm cu ei. Vom fi în curând sleiți de orice vlag. Ai dreptate, dragul meu Penelan. Aș fi vrut totuși să ajungem la o înțelegere. Ei n-așteaptă decât să fim mai slabi ca să ne ucidă. De unde până în urmă, cu câteva zile, gerul înghețase și mercurul la 45 de grade sub zero, acum vremea s-a mai îndulțit. Albul ăsta mă orbește. Sunt cum mânec în atâta albeață. Parcă mi-ar pătrunde în corp prin toți porii. Uite-mi o pasăre. Bravo, domnule comandant! Ați numerit-o! Să ne întoarcem. E destul cât am vânat azi. Dar de unde vine mirosul ăsta de grăsime arsă? Te pomenesc că de pe pasul nostru. Ar fi o mare imprudență. Mirosul ar putea atrage ursii albi care mișină prin împrejurimi. Da, dar asta ce-o mai fi? Ce se vede mișcând acolo departe? Ghețar să fie. Sunt urși, urși albi. Vor să se urce pe corabia noastră. Oare e bine să tragă în ei sau nu? Mai bine, nu. Dacă ai noștri ne-au trebuit și ies în întâmpinarea urșilor fără arme, sunt pierduți. Să ne grăbim atunci, să ajungem cât mai repede. Haideți pe corabie. Ce ai pus pe foc tigaia asta cu slănină, domnule Vaslan? Probabil pentru că vreau să-mi pregătesc mâncarea. Mi-e foame, Mizon. Mi-e foame. Nu ești singurul înfometat. Și apoi eu am fost aici înaintea dumitale. E locul meu. Deocamdată e al meu. Ia-l dacă-ți dă mâna. Bagă de seama, ai s-o pățești. N-o să pățesc nimic. Și tot o să-mi fric slănina. Dar n-ai s-o frici. Ia-o, spun! Săriți! Ajutor! Jockey! Herming! Opic! Ok! Vedeți că au scos cuțitele! Lasă tu drugul de-aia de acolo, Mike! Nu te lăsăm, Izun! Stați! Stați, opriți-vă! Încetați! Urșii! Vin urșii! Urși! Te-am cruțat pe tine, Mizon, ca să-mi păstrez gloanțele pentru urși, dar... Băieți, săriți! Ajutor, fraților, vor să ne lece! Ne-au sărit în spate, până la... Apără-te și tu! Așa, leagă-i bine, o pic, așa, și pe Nuche, și pe Turche, așa! Doare! Urșii! Vin urșii! Să ne facem a fi morți. Ușii nu se ating de morți. Mai mișcați. Dar să te plictii. Tați din gură acolo. Tac, tac. Trac numai cu uite să văd cum îi răpun ușii pe ticăloși. Ludovic a împușcat un urs. Ursul cu care se lupta Vaslea. Ursul s-a prăbușit. Vaslea i-a salvat. Herming! Herming! Ajută-ne să-l salvăm pe Jockey! Vaslea, ce pasă? Îl omoară pe Jockey! Ursul a strivit în strânsoare! O să ne vindem pielea scump! Herming, privește! Ursul se cață de pe catalci! Îl urmărește pe Ludovic!
Mi-a salvat el viața din audanarea face. Ah, poate scăpăm de el. Ludovic a tras în urți, dar l-a rănit numai. Ludovic va fi sfâșiat. Herming, du-te și caută-i logodnic ca să fie de față la victoria mea. Te bucur prea repede, Andrei Vasloane. Priviți, Ludovic miște drumul saluriții pe parâmă și a scăpat de urți. Călosul de Vasloane a tras în Ludovic, dar nu l-a nimerit. Se încaieră cu el. Ludovic, e plin de sânge! Ajutor, Penelope! Ursul! Ursul se îndreaptă spre ei! Mărit! Ajutor! Ajutor! Herbert! Ursul! Omoară ursul! Penelope! Ucide ursul! Bravo, Penelope! L-ai ucis la timp. Chiara nu mai mișcă. L-am împușcat! Drept în ureche. Da, și Vasloane. L-a omorât ursul. Cred că fără ajutorul urșilor am fi fost pierduți cu toții. Ce face tata? Să mergem la el. Tată! Tată! Bucură-te, tată! Am învins. Acum ne putem întoarce liniștiți acasă.